Salutare, prieteni! Mă aflu aici în cușcă la iepuri. Am făcut o selecție. Aici e mămica lor de haicol și m-a rugat cineva să fac o selecție. Avem doi masculași, nu mai știu, 8, 2, 4, 6, 8. Deci din cui 9 ori fost, unul l-am pierdut de coccidioză, au rămas 8. Avem doi masculași, acesta i-am făcut semn și ăsta alt cu markerul pe frunte. Și din ei, dacă stau așa să mă uit, ăsta e mai bun de reproducere, are urechea mai mare. Și ăsta are urechea mare, dar ăsta alalt și capul e mai dezvoltat puțin. Aici la masa rotundă se vede mai bine. Deci dacă vreau să îmi țin de reproducere, ăsta l-aș alege. Așa, și restul sunt femeluțe. Dintre toate, astea două le-am ochit că ar fi. Eu de obicei când țin dintr-un cuib cam două femeluțe, surori, și încerc să le dau deodată la montă. Și dintre astea două, nu știu pe care, asta am zis că e mai bună, aia la altă e mai fricoasă un pic și puțin parcă e mai mică. Așa, dacă stau una lângă alta, nu știu dacă se vede acolo la pulpe, aici nu se vede pulpa. Dar la asta, la altă se vede, deci e puțin mai slăbuță, să zic așa. Și pe asta am însemnat-o în amândouă urechile, că e mai bine întrămată. Și am scris F de la femelă și într-o ureche și în alta. Deși toți mâncă la fel, au trăsături bune cu mămica lor. Încă urechea, nu știu dacă nu e mai mare, nu, dar s-ar putea să dezvolte o ureche mult mai mare, nu știu exact, dar degeaba vă spun că pot să aibă părinții ureche mare, bine dezvoltați, și sunt unii care, uite, mușcă mămica, au urechile mici. Uite cum mă mușcă, e prăpădită, simte miros străin că s-o freca câinele de pantalonii mei și acum mă mușcă, îndepărtează orice inamic. Asta am vrut să vă arăt, are o ureche mai mică, deci cu diferență de ureche și mai micuț așa de statură. Degeaba părinții sunt frumoși, pentru că nu toți sunt buni de reproducere. Nu putem să scoatem ceva bun dacă nu alegem cei mai buni dintre cei buni. Și atunci la mărime, lungimea urechii, dezvoltare în lățime, cum am zis, dintre cele două. Asta parcă e una, aia mai slăbuță, și asta la altă parcă. Ce fugi acum? I-am cam fugărit puțin.
Nu vrea să stea. Deci trebuie să facem selecție cei mai buni dintre cei buni. Și astfel avem cele mai bune rezultate. Cam atât cu acest video. La revedere!